Singurul campion paralimpic din sportul românesc, Eduard Novac, se gândește și la viitor. Harghiteanul a lansat Academia Novac, un proiect ce vrea să-i ajute pe copii să practice ciclismul de performanță. Este primul proiect de acest gen din Europa de Est. Misiunea Academiei este ca să creștem sportivi talentați, copii care doresc să facă sport de performanță, ciclism de performanță și în afară de faptul că vor beneficia de antrenamente foarte bine gândite, ei vor beneficia și de consiliere din domeniul nutriționismului, psihologie, fizioterapie. Novac speră ca măcar unul dintre elevii Academiei să cucerească o medalie olimpică pentru România în anii următori. Proiectul este de 12 ani. Sperăm ca deja la olimpiada următoare să avem reprezentant din Miercurea Ciuc.